Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec, etalare pentru octombrie 2022. Înainte să încep etalarea, să spun câteva cuvinte despre ce insistă să se arate pentru unii dintre voi. Doi de monede a apărut și în timp ce amestecam și văd că a insistat, alături de moartea și asul de monede, Probabil că și asul de monede iar insistă, dar pe alte de cărți și cu puterea. Probabil că unii dintre voi v-ați luptat pentru niște bani, pentru un job, pentru o relație, nu știu exact pentru ce v-ați luptat, pentru ceva care ar fi trebuit să vă ofere un anume tip de stabilitate. Dar cu acea moarte probabil că se produce, ori vă renunțați la acea luptă, ori ceva se întâmplă și vă schimbați eventual atitudinea. Vă schimbați atitudinea. Interesant că lupta și cu Regina de Băte, care puteți să fiți voi, iar apare. Sunt niște probleme, probabil cu acest Raven, cu acest iar 5, apropo de schimbare, cu aceste ciori, vești neplăcute, poate chiar bârfe, poate chiar comentarii. Sunt niște aspecte în viața voastră care vă dezechilibrează un pic emoțional și poate chiar și financiar. Încercați să faceți față unor provocări. Dar iar apare, reapare ideea de familie. Ar putea să fie și probleme acasă. Tot pentru bani sau cineva cu aspecte puternice în semn de pământ, de foc. Sunt niște problemuți acasă. În familia din care veniți, în familia pe care v-ați făcut-o unii dintre voi. Ideea este că, vedeți, noutățile acestea foarte negre sunteți chemați să vă gândiți bine între ceea ce auziți negativ și, de fapt, adevărul. Adevărul este că 44 este 8. Adevărul este că noi ne putem transforma viața, echilibru și stabilitatea ține de noi, de adevărul nostru interior și poate că unii într-adevăr aveți niște probleme într-o relație sau acasă, în aspecte care țin de egalitate, de reciprocitate, în fine, mai vedem. Dar iar chestiuni care țin de bani, poate unii dintre voi totuși, repet, simt că poate vă luptați la job sau pentru job sau pentru o chestiune care e destul de importantă pentru voi sau v-ați luptat. Hai să mai vedem. Hai să vedem în fața voastră ce insistă totuși să apară. Unii dintre voi poate aveți de studiat aspecte care țin de Egipt, a apărut Anubis. Știu pe cineva în zodia berbecului care chiar în acest moment vizitează Egiptul. Poate ar fi frumos, dar nu știu, să-i transmit un mesaj, da, berbecuța mea, să viziteze niște muzee și să se conecteze la vibrația lui Anubis. Uh-huh. Anubis e o energie foarte intensă și blândă. E un soi de Pluto în varianta sa superioară. Hai să vedem mesaje. Berbecuț, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec. Berbeci. Și berbecuțe, of course. Ce frumos, frumusețe. Ce frumos, frumusețe, da, 20. 20 e numărul judecății al renașterii. Renașteți din emoții, din niște situații care v-au dezechilibrat, vă regăsiți frumusețea. Eventual învățați să vedeți frumusețea în cei care nu-și văd frumusețea, pentru cei care sunteți într-o vibrație înaltă. Și cei care nu vă vedeți frumusețea, vă conectați la oameni care văd frumusețea din voi. Dar mai vedem. E frumos, e frumos. 17, iar vă vindecați anumite aspecte. Anumite frici, vă înfruntați niște frici eventual.
Poate că vă este teamă că îmbătrâniți, că nu sunteți suficient de frumoși, de sexy, eu știu, aspecte, chestii. Dar mai vedem. Vin mesaje și or mai veni. Soarele nu a venit să ascendent? Nu, sunt multe. Soarele nu a venit să ascendent, adun nord în orbec. Ia uite, mamă, dar ce transformare, am zis de transformare 8. Mai. Wow! Wow! Frumos ar fi să moară dușmanii, după cum aici ați deul dușman, șarpele și 8 și cruce și coșciucul și cruce. Ceva se încheie, am zis, am văzut moartea și puterea. V-ați chinuit într-o situație. V-ați luptat să mențineți o relație, să mențineți o atmosferă acasă pentru bani, pentru moștenire, o relație. Dar orice ar fi, 8 și cu 9, da? 7, 8, 9, orice ar fi, acolo foarte intens, aș spune că e casa Scorpionului, e Pluto, poate Pluto al vostru este aspectat într-un anume fel, în această perioadă. Dacă sunteți în anii 70, luna 9 a fost pe Pluto al vostru aproximativ și vine cu intense transformări. Și sunteți chemați să vă vindecați. Ia uite. Să vă vindecați, da, să ieșiți niște cicluri în care ați fost tot timpul între extreme, între fericire și tristețe, între devastare și abundență. Da, au fost niște cicluri de care trebuie să vă eliberați. Aici este cucorul care, de fapt, este similar cu Phoenixul, cucorul. 2 și cu 9, 11. Poate chiar și aspecte care țin de, cu justiția, de nedreptate, de contracte, dar nu obligatoriu. Aș spune, ar fi foarte frumos. Ar fi foarte frumos. Da, sunt niște, au fost niște probleme, sunt niște probleme, dar pe care le încheiați, aș spune. Vedem, ar fi, pentru că vine această frumusețe. Începe să vedeți. Dacă n-ați văzut, veți vedea, veți simți și apoi veți vedea. Hai să mai... Așezăm cărțile. Wow, ce intens! Berbec. Berbecuț și berbecuțe, soare, lună, Venus, ascendent, adunat în berbec, 9 de monede. Independența voastră este foarte... Ia uite, regina de bâte și 9 de monede. Independența voastră este foarte importantă. Reușitele voastre profesionale sunt la fel de importante ca energia voastră, ca sexualitatea, ca, eu știu, dorința de a vă păstra frumoși, vibranți. Și e normal, nu știu, face parte din viață, dar nu știu ce e acolo cu... Berbecuț odată, de două ori, de trei ori și tăiem. Ia uite, regina de bâte tot apare. Tot apare regina de bâte, adică sunteți voi și puterea. Puterea care iar revine cu acest 8. E o situație foarte intensă. Ia uite, regele de monede, poate cu un soț sau cu un șef sau cu chestiuni care țin de stabilitatea voastră financiară care vă provoacă la schimbare. Nu da schimbare, la transformare și transformare sau transmutare și mai bine zis. Posibil, poate mergeți la o pomană sau ați pierdut pe cineva important în viața voastră, iar cu această informație mi-aduce aminte de prietena mea, berbecuță. Ia, între, da, 4 de cupe. Asta înseamnă regina de cupe. Și 7 de monede. Ați așteptat într-o relație, ați așteptat, ați încercat să investiți, ați muncit să creșteți, să vă manifestați abundența și eventual, interesant, ați încercat unii dintre voi, ați încercat, da. Ați fost dezamăgiți, o să vedem la clarificări, 4 de cupe, dezamăgiți. De o prietenie, de ceva, de cineva de acasă, de o nouă dragoste. Ați fost dezamăgiți și ați, nu să ați fugit, ați încercat să vă redirecționați la un moment dat energia și bine ați făcut în muncă, să creșteți, să investiți, eu știu, în hobby-uri, într-un job, în energia voastră și
Posibil să fi și reușit. Se pare că ați reușit totuși, măcar în anumite aspecte. Cu alte cuvinte, ați încercat să vă păstrați lumina și vibrația în pofida dezamăgirilor, a așteptărilor, a muncii, a unor chestiuni. Hai să vedem. Valetul de spade, 8 de spade și 3 de monede. Valetul de spade, încă sunteți în încă vă studiați, aș spune. Încă vă studiați și găsiți, cum vine mesajul foarte interesant. Sunteți încă în trecere de la o veche variantă a voastră către o nouă și studiați. Vă studiați pe voi, studiați aspecte ale voastre. Aveți multe idei pe care eventual învățați să le puneți în practică prin 3 de monede. Da, unii dintre voi studiați ceva. Și 7 implică un anume tip de răbdare și 3 și de practicalitate. Și cu acest 8 de spade, aș spune că încă mai studiați, învățați cum să vă reinventați. Cum să vă folosiți creativitatea într-un mod practic, nu doar conceptual, nu doar energetic, emoțional și practic, să se vadă în ceea ce faceți, în tot ce faceți, această transformare. E o trecere, vedeți și voi, o trecere. Sunteți pe pod. Am zis că am văzut moartea. Și apare coșciugul și crucea. Iar transformare, evoluție. Suferințele prin care, deci presiile și suferințele și blocajele mentale prin care ați trecut și treceți unii dintre voi, dar o să clarific, vă duc către un anume tip de împlinire. Cum am spus mai devreme, cu acest 8 de spade îmi confirmă că și cu ce spuneam mai devreme, apropo de frumusețe, de vindecare, de autenticitate, a trebuit să vă înfruntați fricile. Unii poate nu v-ați văzut suficient de frumoși, de frumoase. Bărbați, femei, sunt. Dar nu înseamnă că dacă sunteți bărbeți, berbeci și berbecuțe, n-aveți și voi traumele voastre emoționale, fricile voastre, problemele noastre, voastre. Le aveți. Toți avem. Da? V-ați privit în oglindă, vă priviți în continuare în oglindă și eventual, interesant, cum sunteți în această trecere, am zis, vă priviți fricile. Dar am senzația că în această perioadă vă priviți fricile cu curaj. Cu curaj. Obsesiile, variantele voastre negative, gândurile, că am văzut news mai devreme și acum iar apar cior, gândurile negative, le priviți în oglindă și spuneți, stai că eu nu sunt această imagine, bărbat, femei, ce sunteți, da? Eu sunt aceasta, liberă de gândurile acestea negative. Eu sunt aptă să-mi creez Universul, să-mi creez colaborările, să-mi creez abundența, să-mi manifest frumusețea pe care n-am văzut-o, iar e cineva legat la ochi, n-am văzut cât de frumoasă sunt sau cât de frumos sunt sau ce dragoste port în suflet sau n-am văzut și din cauza asta am manifestat anumite situații care mi-au adus dezamăgire. Dar sunteți într-o transformare. Am mai venit și la clarificări. Ia uite, 3 de cupe. Lumea, ce frumos. Și 10 de spade. Acum începe, sau în curând, veți începe să vă bucurați de noi prietenii, de o stare de bine, să sărbați viața și să puneți capăt cu lumea și cu 10 de spade unei perioade. Am zis cicluri, da, am zis ciclu, da? Uitați. Am zis, puneți capăt, puneți într-un coșciuc, puneți cruce unor etape foarte grele, iau, te între hiena. Între excese emoționale, oameni excesivi sau mai bine zis contradictorii. Da? Pentru unii poate să fi fost și o dezamăgire în dragoste, poate cineva a ales pe altă persoană și nu v-a ales pe voi.
și aceasta v-a adus mare durere, dar încheiați cu lumea. Deci e încheiere de mare capitol. Nu știu cum veți serba această încheiere. Poate scrieți o carte, poate faceți un spectacol, poate vă duceți într-o călătorie. Sunt variante și variante. Ia uite și asul de spade. Și manifestați o încredere. Nu aceea absurdă, va, bărbat, a berbecului care dă cu capul înainte, nu că eu sunt berbec și mă duc înainte. Nu, mult mai profundă. Cu valetul de spade care studiază, cu idei inovatoare. Acum. Pentru unii dintre voi, posibil că ți-va dezamăgit iar, un personaj cu marcaj puternic în semn de aer, de pământ și posibil și de apă, sunt diferite tipuri de dezamăgiri. Fiecare într-un anume fel, da? Dar, repet, oricine ar fi această persoană sau acele persoane, deja vedeți lucrurile în curând, dacă n-ați început sau chiar dacă ați început, veți mai adăuga noi viziuni, da? Iar apare 8. Nuanțe, aspecte ale situațiilor neplăcute pe care le-ați trăit, le-ați gândit. Vă dați seama că au fost proiecții, v-ați atras acele situații din cauza proiecțiilor și transformarea aceasta 8-8 mentală e foarte importantă. Și a felului în care comunicați unii dintre voi, wow, ce frumos ar fi, că știm că berbecii sunt mai impulsivi, da? Învățați să comunicați mai atent, pentru că știți ce am mai spus și eu, ce am mai auzit în stânga și în dreapta, că e foarte importantă comunicarea. Cuvintele pe care, gândurile și cuvintele pe care le rostim, creează realitatea. Creează ori dezamăgire, ori bucurie. Și aici este adevărul și nouul capitol pe care începe să-l manifestați. Aici este frumusețea pe care n-ați văzut-o și urmează să o vedeți. Eventual cineva vă ghidează. Poate cei mai evoluați ghidează. Vă, ia uite ce frumos, urmează asul de monede. Se materializează acest adevăr, se va materializa. Că tot am văzut, ia uite, judecata 20, iar transformare, renașterea voastră. Foarte frumos. La capătul setului de cărți, iaute, luna, vă înfruntați fricile, dezamăgiri, lacrimi, decepții. Poate a fost pentru unii și o romanță care v-a adus dezamăgire, ori voi, ori ei au plecat, nu s-au deschis emoțional, v-au părăsit, n-au fost corecți, justiția și cu trei de spade cu siguranță v-au adus dezamăgiri. Da, separări, dar toate au fost, poate chiar o căsătorie v-a adus mari dezamăgiri, dar toate acestea au fost ca să vă provoace credința, da? Și transformarea aceasta mentală, sufletească, spirituală, ar spune. Pentru unii dintre voi, că tot am întâlnit de curând un împărat, în ce sens? O să explic eu cândva în ce sens. Împăratul, știți că reprezintă zodia berbecului sau a taurului într-o anumită formă, nu orice berbec și nu orice taur este în această postură de împărat. Unii dintre voi poate vreți să scrieți o carte. Da, știu pe cineva care scrie cărți, a ajuns la un ciclu și acum probabil se pregătește să, sper, rămâne să mai și discut, un soi de interviu. Da. Ar fi o idee. Chiar și eu mă gândeam să discut acest lucru cu acel personaj, cu acel berbec. Berbec cu o autoritate mentală, culturală, deosebită. Un soi de... Cred că unii dintre voi ar trebui să scrieți niște memorii sau un roman sau un jurnal măcar. Mhm. Ca să vedeți mai bine proiecțiile versus realitatea. Aveți 7 de monede, 3 de monede, realitatea. Aici este 10 de spade versus asul de spade. Gânduri negre versus gânduri optimiste, clare.
nu doar logice. Și acelea se vor materializa cu spor în bine. Ia uite, 4 de cupe, iar dezamăgiri. Iar puterea. Posibil v-ați luptat acasă, într-o relație ideală. Ia uite, împăratul. Acasă, clar, pentru bani, pentru o poziție socială, pentru o poziție financiară, pentru job, pentru... V-ați luptat, că sunteți berbeci. Dar aș spune că e o schimbare de atitudine. Ia, 4 de cupe. Pentru... 4 de cupe, 4 de cupe, mai și 10 de bute. Vă dați seama că v-ați consumat prea mult. Prea mult. Ia. 4 de cupe. Poate cineva supăra pe voi, dar vorbim totuși despre voi. 4 de cupe. Steaua, turnul, regele de monede. Pentru cine? Pentru unii dintre voi acest rege de monede poate să reprezinte un soț, un tată sau chiar un frate, o figură stabilă, tradițională și stabilă și financiară, dar cu care ați avut o separare, niște evenimente neașteptate, posibil la distanță cu steaua, posibil peste hotare. Oricum, această supărare și această separare de acest personaj vă cheamă la vindecare și la regăsirea echilibrului financiar, profesional, emoțional în voi, în cazul în care unii dintre voi poate ați depins într-un anume fel de acest bărbat. Uite, 10 de cupe, iar căsătorie, împărat, soț, tată. Ce-o fi? Iar 10 de monede. Regina de bâte. Asul de spade. Da, vedeți, este o atitudine, este o schimbare care s-a marcat în timp, dar în prezent încă se lucrează la această schimbare și veți... În viitor veți simți efectele, pentru că lucrați de mult timp 7 de monede la această lucrare, la această reinventare, la această eliberare de karmă. Poate unii ați încercat ceva nou în trecut și v-a adus, iau, o nouă dragoste. Dar acea nouă dragoste v-a adus, cum am zis, separare și posibil semn de apă sau aer, sau pământ, am mai zis odată. Aceasta v-a adus dezamăgiri. Nouă de spade, turnul. Iar necesare ca să învățați să vă vindecați și să vă apropiați de misiunea voastră, stea. Cu alte cuvinte, toate aceste dureri, 8, 36, crucea, coșciugul, șarpele, evenimente karmice, dureroase, au fost permise ca să vă aducă mai aproape de misiunea voastră, de varianta voastră cea mai bună, de introspecție, de acel moment. Bă, dar ce se întâmplă? De ce mi-atrag numai chestii de astea? La un moment dat, mi se pare că normal ca orice om să se întrebe, dar de ce? 7 de monede. Și întrebând, încet, încet vin și răspunsurile. Prin oameni, prin cărți, prin emisiuni, prin muzică, ia uite, soarele. A zis, reinventarea voastră. După o separare. Face parte din misiunea voastră să vă găsiți adevărul, să străluciți cu răbdare, cu răbdare. Și asul de cupe. Pentru unii dintre voi poate ați avut și un semn de foc, alt semn de foc, am văzut leu iar. Mai devreme. Valetul de spade. În prezent, valetul de spade, sunt multe. Interesant. Și a vrut să mai apară și 10 de spade. Aici este o situație care v-a adus multă, multă durere. Posibil sunteți, unii dintre voi aveți... În preajmă, ori un capricorn, ori un rac,
Sau alt semn de apă, pești, rac, scorpion. În preajmă, nu neapărat în relație. Poate să fie, eu știu, prietena, soția sau soțul unei rude sau unor prieteni, da? Însă, valetul de spade. Încercați și o să reușiți să vă eliberați de o adicție, de o energie foarte intensă, poate să fie obsesie sexuală pentru cineva sau dorința de a conduce a cuiva, poate chiar să fie și a voastră, să fie parte din conștientizarea unor tendințe și dorința de a, apropo de proiecție versus realitate, și dorința de a vă transforma într-o variantă mai bună. Dar unii dintre voi aveți de studiat cu valetul de spade cum să manifestați această eliberare de o energie toxică. Pentru unii poate să fie o energie toxică care este la distanță. Aspecte pe care nu le înțelegeți, legat de o dependență sexuală, de o atracție pentru cineva foarte intensă, de dorința de a conduce a cuiva, de a vă manipula, de a... Eu știu, sunt multe, vedeți. E, aș spune că e în curs de studiu, de manifestare această eliberare. Și se va întâmpla. Opt de spade. Ia. Opt de spade, trei de cupere apare și cavalerul de spade. Și luna. Ai, e o schimbare în bine, aș spune. Ia uite, vești, vești frumoase. După o perioadă de dezamăgire. Și aveți de ales între a trăi cu acea dezamăgire sau a vă bucura de prieteni, de noile vești. Trei de monede, imediat. Trei de monede. Aș spune că în asta constă transformarea aceasta mentală pe care unii trebuie să o... sau la care trebuie să mai lucrați, să vă permiteți timp, să nu vă grăbiți. Transformarea nu vine brusc. Vine în timp, e un proces. Cu cavalerul de spade și trei de cupe... aș putea spune și cu valetul de bâte că puteți să primiți niște vești bune. De la niște prieteni. O idee cum să vă reconstruiți, cum să vă reinventați după această situație. Și să vedeți, măi, că eu de fapt nu sunt, cum am zis mai devreme, nu sunt personajul acesta pe care... am avut eu impresia că sunt din cauza experiențelor negative. Eu, de fapt, sunt altcineva. Nu ca altcineva, sunt... am o altă esență, nu cea cu care, eu știu, m-am obișnuit. Din cauza decepțiilor. Da, aveți de lăsat niște situații nedrepte. Poate unii dintre voi lucrați în, eu știu, notariat, avocatură, aveți de-a face cu contracte, aveți aici de transformat multe aspecte. Unii dintre voi aveți chestiuni de discutat, iar discutat despre copii, despre o colaborare. Mai dăm o carte pe acest trei de cupe. Ia uite, îndrăgostiți. Aveți de ales. Da. Hă?
E o fecioară în viața unora dintre voi care se ascunde de voi. Interesant că au venit cărțile invers. La distanță. La distanță. E o tăcere între voi și cineva. La drum. Interesant. Și această distanță, cineva cu marcaj în fecioară, și această distanță vă provoacă să vă investigați, să lucrați cu gândurile voastre. Și iar poate cineva vrea, în plus, vă dau mai multe mesaje, pentru unii dintre voi posibil un personaj, aș spune din trecut, în momentul în care încercați să vă transformați, cum am spus de la începutul videoclipului, și să vă eliberați de energiile toxice, de oamenii toxici, da? Și să mergeți. Cineva tot stă în calea. Faitonul merge către stea. Voi știți, conștientizați cu Marea Preoteasă. Intuiția vă spune că trebuie să învățați să creșteți, să mergeți către destinul vostru. Dar aveți un personaj care, ori un fost cu diavolul, un fost, o fostă, care tot stă în calea voastră, mare grijă, nu mare grijă, înseamnă, nu v-ați eliberat de acest personaj, mai trebuie să mai faceți niște eliberări, trebuie făcute periodic. În acest motiv tot trebuie să, probabil, da, încă nu v-ați eliberat. Mai aveți de studiat, cum am zis mai devreme. Dă și pe valetă de bute. Încă o carte pe valetă de bute, că e prezent. Ia uite, regina de cupe. O mamă și un copil aici. O mamă și un copil care învață să colaboreze, să creeze. Poate aveți un copil în semn de apă sau în semn de foc. Sau de pământ. Aș spune că acest pământ reprezintă colaborare, creație. Învățați să creați împreună cu ei. Trei de cupe. Viitor, trei de cupe. Judecata și luna. Oh. Dacă cineva v-a pus într-un triunghi amoros, un fost, o fostă, posibil cu marcaj puternic în rac, gândiți-vă dacă vreți să vă împăcați cu ei, că există un anume tip de confuzie în această relație. Rac, poate chiar și pești, poate chiar și scorpion, că judecata reprezintă Pluto. Dar ideea este că, știu că vorbesc un pic mai rar, dar așa simt. Ideea e că trebuie să judecați bine, să judecați, apropo 20 de două ori. Să vă vindecați, steaua, steaua. Nu vorbesc de zodie, vorbesc de energie. Ce aveți de făcut? Să vă găsiți adevărul. Să înțelegeți, să vedeți cu soarele în profunzime cu șapte de monede, interesant. În profunzime, lucruri. Și asta nu se întâmplă, repet, într-o lună. Da, într-o lună putem să primim câteva nuanțe, câteva mesaje de la divinitate, dacă ne ascultăm intuiția, dar asta nu înseamnă că transformarea asta se întâmplă cu durul într-un tronc. Am zis, încă mai sunt niște chestii toxice în calea vindecării voastre. Vedeți ce interesant, da? Am zis, faetonul merge către stea. E în capul său, are aici un GPS și știe că trebuie să-și găsească vindecarea și destinul. La distanță, ambele reprezintă distanță. 17 apare și aici, da? Care reprezintă steaua. Dar aici apare autenticitatea. Ideea este că în ambele apare ideea aceasta de energie toxică, diavolul și lupul. Trebuie să vă înfruntați niște frici.
Niște dușmani, interesant, da? Niște dușmani cu șarpele, care stau în calea unor relații loiale, stabile. Sunt multe variante. Nu zic musai că e o chestiune de dragoste, de romanță. Poate să fie lucruri care țin de profesie, de familie. Dar în calea vindecării, în calea misiunii, în calea autenticității, apropo de proiecții, cum am zis mai devreme, este această energie toxică. Toți avem o parte, o umbră, da, în noi. Și umbra noastră atrage umbrele altora. Și odată vindecată, dar e, repet, e un proces, pentru că frumusețea aceasta, în această carte care reprezintă frumusețea, renașterea, transformarea voastră, nu vă vedeți anumite calități eventual. Și din cauza asta, repetați niște karme. Repetați niște karme. Iar este de eliberat, de lucrat, de investigat cu valetul de spade, de scris, de manifestat aceste eliberări periodic. Posibil cineva vrea să renască o situație cu voi. Voi decideți. Voi decideți. Ia pe lume. Clarificăm și lumea. Doi de cupe. Ah, ce frumos! Ar fi frumos. O nouă lume, o nou capitol să se deschidă pentru voi. O prietenie în lumină. Și prietenie, zic, nu musai dragoste. Poate să fie și dragoste. Dar aș spune mai important este o prietenie între voi și cineva. Nouă de cupe. Și 10 de spade. Clarificăm 10 de spade. Uite, justiția. Da, vă eliberați de niște aspecte care țin de nedreptate, poate de o balanță, sau poate balanța respectivă învață să se vindece. Sunt multe variante, dar totuși vorbesc despre voi. Nu mă interesează acum, am vorbit la balanță ce a fost, da? Deocamdată vorbesc despre voi. Justiția și 10 de spade. Dacă lucrați în domeniul justiției, al dreptului, al notariatului, poate aveți multe revelații referitor la cum se face justiție la nivel uman. Pentru cei mai meditativi, mai filozofi. Asul de spade. Ia uite așa, asul de monede. Asul de spade, te rog frumos, clarificăm. Da, aici este înțelepciunea la care ajungeți. Așa zic, așa văd asul de spade, un anume tip de înțelepciune, de lumină mentală, de claritate mentală. Orice cavaler, du-te vino, va fi blocat de acum încolo. Va fi blocat, veți învăța să puneți granițe personale, pentru că, repet, vreți, nu mai vreți să repetați situații toxice. Nu mai vreți. E o dorință de frumusețe, de armonie, de autenticitate, de renaștere, cu 8 și cu 36, e o dorință foarte intensă de renaștere. Nu mai vreți relații care vă țin pe loc, care vă creează obsesii, vă dau iluzia iubirii și de fapt se creează dependență. Dă și pe doi de cupe încă o carte. Mai dăm o carte pe doi de cupe. Ce era aceasta? 10 de monede. Iau temperatul și regele de spade. Uf. Varianta frumoasă a acestor cărți ar fi o colaborare. O colaborare benefică, fructuoasă, cu un personaj puternic sau la fel de puternic ca voi, la fel de puternic mental, la fel de puternic financiar, nu știu, variază de la om la om, la fel de puternic emoțional. Deci varianta frumoasă ar putea
pentru unii dintre voi din punct de vedere profesional. Din alt punct de vedere, dacă cineva v-a pus într-un trio, sau a pus banii sau altă relație mai presus de voi, aici este înțelepciunea unor berbeci. Nu, învățați să puneți granițe. Învățați să puneți granițe. Am zis, puteți să fiți voi în varianta masculină a unor berbeci, inclusiv berbecuțe, o variantă masculină și gânditoare și strategică și înțeleaptă. Tot am zis de asul de spade de înțelepciune. În care meditați la bani, la relații, la ce ați creat în lumea asta, ce puteți să creați în continuare. Da, bine, poate că e un pic mai multă filozofie și voi vreți. Eu vă dau și așa ceva, pentru că unii chiar aveți nevoie. Dar e o variantă frumoasă și în aceste cărți. Însă, pentru unii, posibil că ați fost atrași de un personaj puternic, poate mai glacial, poate mai rațional, nu la fel de impulsiv ca voi, dar ar fi o încheiere de capitol cu acest personaj. Ar fi o încheiere de capitol. Ia uite, nevoia de vindecare, pentru că a fost multă tăcere, sunt drumuri. Vă gândiți, v-ați gândit, vă veți gândi mult timp, e un blocaj, nu mai vreți lacrimi, nu mai vreți dezamăgiri. Eu astfel de cupe îl văd în acest moment ca pe o dorință de vindecare. Și unii dintre voi poate vă vindecați într-un mod creativ cu copilul vostru. Regina de cupe, vă găsiți dragostea lângă copilul vostru și acolo vă jucați, călătoriți, faceți activități împreună cu copilul vostru și vă găsiți acolo liniștea. Unii, nu toți. Alții poate găsiți un proiect creativ care vă umple sufletul și vă aduce această posibilitate de vindecare. Și vă dați seama, nu, eu nu sunt personajul acesta, știți? Că despre berbeci se spune, despre fiecare zodie se zice una alta, dar în fiecare este un aspect frumos, luminos și în fiecare există o zonă de umbră. Și bine ar fi să vindecăm umbra, toxicitatea, dependențele și să atragem dragostea. Ia uite cât am vorbit. Dragostea autentică. Iar nu uitați, transformare, loialitate față de voi, față de transformarea pe care ați început-o, sunteți, repet, pe podul acela. Încă n-ați ajuns la rezultatul final. Veți vedea ceva total diferit. Veți vedea un personaj aps în frunte multe. Nu că, vai, că oricum sunt curajoasă. Nu așa. Nu cu înțelepciune. Cu energia magicianului, celui care știe să manifeste, celui care știe să-și controleze energiile, gândurile, puterile. Nu că eu mă bat cu toți dacă e nevoie. Nu așa. Nu. Mesaje pentru berbecuți și berbecuțe. Dacă vreți dragoste, puteți să manifestați dragoste, dar eu simt în acest moment că sunteți încă în acest proces de vindecare, de înțelegere, de clarificare mentală, de eliberare mentală, emoțională, de multe tendințe, multe adicții. Poate cuvinte de înțelepciune, de înțelepțire. Da, ori să mai vină oameni din trecut, ori să mai vină. Asta ar fi problema. Hai, totuși, mai dăm pe îndrăgostiții ăștia încă o carte. Dar oricum veți fi pur să alegeți.
Mai dăm o carte pentru Costis. Unde era? S-a răsucit aici. Dacă tot am vorbit așa mult, hai să mai vedem. Așa, uite, 5 de monede. Păi mai, cineva care v-a părăsit pentru alte chestii. Iar vine să se împace, pardon. Pardon, iau, pe jocuri mentale confuzi, nu se poate, nu. Doar un dăruleț, o ieșire, na, na, nu, nu merge. Ori mai are un copil, are o nevastă, are o căsătorie, are... E, nu vreți, ori voi, nu. Aveți. A venit și Merlin, dar o pun un pic să aștepte. Merlin. Descoperiți magia din voi, vă rog frumos. Capacitățile voastre de magicien, apropo de Merlinuța mea care a venit. Ia uite, trebuie să iertați, măi, 2 și cu 9, 11, chestiuni care țin de nedreptate. Ia uite, ca să se manifeste dragoste. Am zis, va fi, ați văzut, dați în urmă, era asul de cupe. Urmează. Urmează. Dar trebuie să aveți credință. Trebuie să iertați, să vă iertați pe voi, pe alții. Eventual, ce mai simt un mesaj pentru unii, unii, nu toată lumea. Dar știu că unii berbești pot să fie ranchiunoși, da? Răzbunători, dușmănoși, unii în toată lumea. Deși nu cred că ascultătorii mei au această tendință, dar cine știe. Poate uneori la nerf, la supărare, s-au mai gândit să nu ierte, nu. Priviți la marile iubiri, din cărți, apropo de cărți, din cărți, din filme. Și vedeți ce frumos e. Cum pot ei să trăiască? De ce ei pot? Pentru că ei sunt în această realitate, nu aici. Și învățați să aveți credință, apropo de soare, de crucea aceasta. Da? De crucea aceasta. Aveți credință că veți iubi și voi, uite, că vor fi miracole și binecuvântări în viața voastră. E o legătură spirituală între voi și cineva foarte profundă. Poate nici n-ați întâlnit persoana. Dacă aveți de-a face cu flacăra geamnă, poate nici n-ați întâlnit-o și încă aveți de curățat, de eliberat niște chestii în viața voastră. Vai, ce frumos! Iubesc cartea asta la maxim. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine.